Slava Lui care se arată între noi. Dumnezeu să fie lăudat și binecuvântat. În seara aceasta, dragii mei, pentru timpul care ne-a mai rămas, o să privim din nou în carte la vorbele pe care Dumnezeu le-a păstrat în Evanghelie și o să avem o a doua predică. Prima predică a fost despre o familie. A prezentat un bărbat așa de defectos și o femeie așa de sclipitoare. De data aceasta o să privim la un împărat. Cea de-a doua predică pe care noi avem joi seara este despre împărați. Sunt oameni care au condus națiunea, dar nu întotdeauna au fost oameni de ispravă. În seara aceasta vom pune în fața dumneavoastră la rând pe împăratul Omri, un împărat fără minte, care nu s-a temut de Domnul și care a lucrat ca un nebun. Textul este în 1 Împărați, capitolul 16 și așa cum stați pe bancă, eu o să citesc versetele de la 23 la 28. Domnia lui Omri, 1 Împărați 16, 23 la 28, este pagina 379. În al 31-lea an al lui Asa, împăratul lui Iuda, a început să domnească peste Israel Omri. A domnit 12 ani, după ce a domnit 6 ani la Tirța, a cumpărat la Șemer muntele Samariei cu 2 talanți de argint. A întărit muntele și a pus cetăți pe care a zidit-o, numele Samaria, după numele lui Șemer, domnul muntelui. Omri a făcut ce este rău înaintea Domnului și a lucrat mai rău decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. A umblat în toate calea lui Roboam, fiul lui Nebat, și s-a dedat la păcatele în care târâse Roboam pe Israel, mâniind prin idolii lor pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Celelalte fapte ale lui Omri, ce a făcut el și isprăvile lui, nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Israel? Omri a adormit cu părinții săi și a fost îngropat la Samaria și în locul lui a domnit fiul său Ahab. Amin. Poporul Domnului, în vremea aceasta, anul acesta, noi studiem despre împărații lui Israel, fiindcă biografia lor, adică studiul persoanei lor, este important pentru noi. Noi trebuie să cunoaștem istoria lui Israel, dar istoria lui înseamnă în primul rând împărații națiunii. Înțelegând comportamentul, caracterul, identitatea acestor oameni, ne vom da seama de ce poporul a căzut în idolatrie. Păi dacă a fost condus de împărați idolatrii, unde vreți să ajungă decât la idolatrie? Primul împărat al regatului de nord, pentru că țara, după ce Solomon al treilea împărat a murit, s-a împărțit în două. Și am prezentat cei 20 de împărați din sud, Iuda, cu capitala la Ierusalim, unde era templu, împărați buni, marea majoritate dintre ei, un pic mai mult de jumătate. Și acum regatul de nord, cu capitala la Samaria, vom constata că ei au avut 19 împărați, dar n-a fost unul bun, nici unul. În 722 ei au fost distruși, asirienii au venit și i-au distrus. Și nu se mai știe nimic de semințiile acelea. Puțin mai târziu, 140 de ani aproximativ, a fost distrus și Iuda. El a mai supraviețuit. Și Ieroboam a fost primul împărat al regatului de nord. El, de fapt, a fost unul dintre oamenii care a rupt țara. Fiul lui a fost Nadab, asta e prima dinastie. A urmat o a doua dinastie. A fost Baeșa și fiul lui Ela. Și dinastia aceasta s-a întrerupt. Pentru 7 zile a domnit Zimri, a treia dinastie. E ridicol împăratul ăsta cu 7 zile și o dinastie. Și apoi este a patra dinastie, este Omri și fiul lui Ahab, celebrul împărat rău. Dar noi suntem la tatăl lui Omri în această seară. Am citit în carte că el a domnit 12 ani. El a devenit fondatorul celei de-a patra dinastii din Israel, regatul de nord, formată din 4 regi. Dinastia lui a avut 4 reprezentanți la tron, Omri, Ahab, Ahazia și Ioram. În regatul de sud a fost o singură dinastie, a lui David. Priviți, vă rog, că dinastia lui Omri a fost cea mai cunoscută din regatul de nord, ocupând tronul Israelului pentru o perioadă foarte lungă, 44 de ani. Între anii 885 și 841 înainte de Domnul Iisus. Privind la bărbatul acesta și încercând să îl cunoaștem în timpul care ne-a mai rămas, este bine să observăm la câteva trăsături care au fost dominante în viața lui.
Și înțelegând trăsăturile acestea, să avem o idee despre ce fel de om a fost împăratul acesta, despre care citim în Biblie că l-a chemat Omri și că a domnit 12 ani. El a avut mai multe realizări, nu toate au fost bune. Realizări militare ale împăratului Omri. Fiind generalul armatei în împăratul de dinaintea lui, nu Zimri, că l-a domnit 7 zile, ci Ela. Ela a domnit 2 ani și foarte probabil că a fost general și în timpul lui Baeșa, tatălui Ela, sau cel puțin o parte, pentru că Baeșa a domnit 24 de ani. Dar cu siguranță el a fost generalul armatei în timpul lui Ela și după el a fost Zimri 7 zile și apoi el. Ei bine, fiind generalul armatei în timpul împăratului Ela și foarte probabil că a tatălui său Baeșa, Omri acesta a dobândit o experiență militară remarcabilă care l-a ajutat să dea regatului de nord o recunoaștere internațională în cornul fertil al Mesopotamiei, adică în zona aceea a lumii. Biblia remarcă că Zimri, împăratul de dinaintea lui, care a domnit doar 7 zile, a murit în anul 27 al domniei lui Asa, împăratul din sud, din Iuda. Ori despre Asa spune că a devenit împărat în anul 31. Am o întrebare. Din anul 27 până în 31, cine a domnit? Uitându-ne în carte, vom constata că poporul, după ce a murit Zimri, poporul s-a împărțit în două. O parte din popor l-a propus pe Omri, pentru că era un general proeminent, și cealaltă jumătate a propus o altă persoană, pe Țibni. Între aceste două părți ale poporului și acești doi reprezentanți s-au dat o luptă. Țibni a fost omorât și cei ce l-au susținut au fost învinși, și Omri a ajuns împărat, iar susținătorii lui au învins. A fost un fel de război civil, 4 ani. Observați ce se întâmplă când un lider moare și nu lasă în urma lui un succesor. Nu lasă în urma lui o rânduială, o structură care să conducă, și lasă în urma lui haos. Poporul se ceartă, se bate cap în cap. Imaginați-vă cum s-au uitat copiii la ei și ce imagini le-a rămas în memoria lor când au ajuns mari, despre părinții lor, că s-au omorât frate cu frate din cauza unui conducător care a fost un om fără minte, a pierit ca un om fără minte, și când el a murit, tronul a rămas gol, n-a fost nimeni în zonă, nu era nicio structură de conducere, niciun minister, niciun comitet, nimeni. O țară lăsată în paragină. În versetele 21 și 22 se spune ceea ce eu am remarcat mai devreme. Împăratul Omri a ajuns atât de cunoscut încât 100 de ani mai târziu după moartea lui, în arhivele asirienilor, care a fost imperul proeminent în vremea aceea, existau niște rapoarte militare care le făceau generalii ce mergeau în expediții militare către împărat și către consiliul care conducea țara, și în aceste rapoarte, când vorbeau despre regatul de nord al lui Israel, în vremea aceea, ei aveau următoarea expresie: țara casei lui Omri. La 100 de ani după moartea lui, țara era numită după numele lui. A fost un împărat care a marcat țara, i-a marcat pe oameni. A fost un strateg, a fost un general, a fost un om viteaz. Acestea au fost realizările lui militare. Însă, una dintre marele lui realizări este faptul că el a domnit 6 ani la Tirța. Noi când spunem că Iuda avea capitala la Ierusalim, spunem că Israel avea capitala la Samaria. Dar vreau să vă spun următorul lucru. Până la Omri n-a existat Samaria. Nici n-a existat. Nu numai că n-a fost capitală. Biblia ne spune că Omri a domnit 6 ani la Tirța, o altă localitate care era capitala Israelului. Și uitați ce se întâmplă. El a cumpărat muntele Samariei. Muntele Samariei era un deal cam la 130-140 de metri înălțime, într-o câmpie întinsă. Și el, fiind un general, și-a dat seama că în câmpia aceasta uriașă, dealul acesta, muntele acesta, dacă face o cetate moțului,
Nu poate nimeni să o cucerească, că dacă îi faci un zid puternic, vezi dușmanii de departe, că totul era întins. Și așa ca un pahar, ca o minge în vârful la câmpia asta era dealul și el a cumpărat dealul. Biblia ne spune că cu 2 talanți de argint și a zidit cetatea Samariei pe dealul ăsta. Uitați ce spune Biblia. Biblia spune că ce a făcut David pentru Ierusalim și cu Ierusalimul, asta a făcut Omri pentru Samaria și cu Samaria. El a construit-o și el a transformat-o în capitală. Asta este una dintre marile realizări ale lui Omri. Mutându-se în capitală, a început să construiască ziduri puternice pe care le-a continuat Ahab, fiul său. Un amănunt istoric care este important, eu am fost impresionat când l-am aflat, este faptul că Samaria a devenit atât de strategică și de puternică încât istoria nu menționează nici măcar o singură dată când cineva a reușit să o cucerească și să intre în ea cu forța. De câteva ori samarienii s-au predat că n-au mai avut mâncare și apă. Aduceți-vă aminte pe vremea prorocului. Dar cu forța ca cineva să intre peste ei, nu s-a întâmplat decât o singură dată, când în 722 asirienii, după 3 ani de asediu, nu mai aveau mâncare, nu mai aveau nimic, s-au trădat, au încercat să fugă, să scape, asirienii i-au biruit, i-au distrus, au distrus națiunea și i-au terminat, de atunci n-au mai existat. Dar cetatea aceasta a intrat în istorie alături de Erihon și de altele, ca fiind imposibil de cucerit. Istoria vorbește câte ziduri aveau unele peste altele, în așa fel încât să nu poată fi cucerită. Asta a fost realizat de Omri, a fost proiectul lui. A treia realizare pe care el a făcut-o, pe care o consemnează Biblia, este realizarea economică. El a stabilit relații diplomatice în mod deosebit cu fenicienii, în general cu vecinii, dar în mod deosebit cu fenicienii. Fenicienii erau recunoscuți prin comerțul maritim, în general prin corăbiile lor și prin călătoriile lor. Și el și-a căsătorit băiatul pe Ahab cu o fată care era prințesa, fiica regelui sidonienilor, a Tirului, care era capitala Sidoniei. Aceasta era Izabela. Evident că vom vedea data viitoare că au intrat în istorie ca fiind cea mai neagră perioadă din istoria lui Israel, domnia lui Ahab și a Izabelei. Pentru că aceasta a fost o prințesă păgână, probabil că a fost o vrăjitoare sau cel puțin mama ei a fost o vrăjitoare, venea dintr-o religie diferită și a fost o femeie cu o influență teribilă asupra lui Ahab, pe care l-a transformat într-un monstru care era pe tronul țării. Și domnia lui Ahab și a Izabelei a fost una dintre cele mai monstruoase domnii din istoria poporului lui Dumnezeu. Alianța aceasta a adus în țară, a introdus în țară cultul lui Baal și al Asherei sau al Astarteei. În Împărat 16:25 scrie asta. De asemenea, Ahab a încheiat acorduri economice cu Siria. A chemat afaceriști sirieni care s-au așezat în zona Samariei și au dezvoltat un comerț puternic. Împreună cu comerțul au adus religia lor, păgânismul lor. Iar el a trimis samariteni în Siria, în Damasc, capitala Siriei, și au făcut un schimb, dar schimbul n-a fost numai de afaceri, de marfă, a fost un schimb de mentalitate, de cultură, de religie. Și pur și simplu el a expus poporul la păgânism și la pierderea identității spirituale. Omul acesta a supus Moabul, e vorba de Omri, și Moabul a plătit tribut. În timpul lui Ahab se spune că moabiții plăteau 100.000 de miei tribut, nu plăteau un ban, plăteau un animale, și 100.000 de berbeci, cu lână cu tot. Mai imaginați-vă ce tribut puternic. Moabul era supus de Omri. Ei care au fost până la Omri, o țară despre care nu se știa nimic. Omul acesta, militar, strategic, a ridicat țara și a dat valoare internațională. A fost un împărat extraordinar, din punctele acestea de vedere.
Însă, în al patrulea rând, privind realizările lui spirituale, trebuie să spunem că omul acesta a fost mai rău decât toți împărații de dinaintea lui. Noi, dacă ne întâlnim cu un medic sau cu un profesor, ne întrebăm cum un om așa de inteligent nu înțelege Biblia. De parcă instruirea academică într-o ramură a științei te face credincios. Frații mei, să ne iasă asta din minte. N-are nicio legătură una cu alta. Înțelepciunea îți folosește în lucrurile spirituale, dar inteligența nu neapărat. Asta nu înseamnă că dacă un om inteligent se pocăiește, nu este superior unuia care nu e inteligent. Dar inteligență înseamnă sclipirea minții, atât. Și înseamnă instruire și educație. Dar dacă inteligența aceasta e canalizată greșit, să știți că e un mare dușman al lui Dumnezeu omul ăsta. Înțelepciune este folosirea inteligenței în favoarea lui Dumnezeu și în favoarea mântuirii. Degeaba ești un om inteligent dacă stai cu spatele la Dumnezeu. Omul înțelept e cel care își folosește inteligența să se smerească în fața lui Dumnezeu, să-L onoreze pe Dumnezeu și să-L urmeze pe Dumnezeu. Înțelepciunea e constructivă, inteligența nu neapărat. Omri a fost un om inteligent, dar n-a fost un om înțelept. Că dacă era înțelept, nu era ca un nebun să se lupte împotriva lui Dumnezeu. Realizările lui militare au fost remarcabile. Israelul a căpătat siguranță în timpul domniei lui. Realizările sociale au fost deosebite. El a construit Samaria, care a devenit capitala și simbolul țării. Din punct de vedere economic, țara a înflorit în timpul împăratului Omri. Comerțul a luat avânt, oamenii s-au îmbogățit, nivelul de viață a crescut. Chiar dacă a fost însă unul dintre cei mai proeminenți împărați ai țării, ai regatului de nord, chiar dacă dinastia lui a fost cea mai puternică, Omri a fost împăratul cel mai rău până la el. Numai fiul lui l-a depășit. Și asta spune ceva. El a imitat pe împăratul Ieroboam, primul împărat al regatului de nord. Vă spuneam la vremea în care am vorbit despre Ieroboam că Ieroboam a devenit simbolul răului, nu doar că a făcut răul. Ori de câte ori se vorbește în regatul de nord despre faptul că poporul a făcut răul, zice a făcut răul ca Ieroboam. Ieroboam, deși a domnit mult înainte, fiind primul împărat, sigur că generațiile s-au succedat pe scena regatului de nord, el a rămas ca un reper, ca un exemplu al răului, ca un simbol al răului. Vă dați seama cât de rău a fost. Că revelația Bibliei îl folosește simbolul răului, nu oamenii neapărat. Și Biblia îl compară și pe Omri cu Ieroboam. Spune, a imitat păcatele lui Ieroboam. Păcatele lui Ieroboam, în primul rând, au fost păcatele de idolatrie. El a legalizat idolatria. Până atunci, idolatria exista, la nivel de individ. Dar el a legalizat-o. Și înainte să fie legalizat avortul, unele femei mai renunțau la copii, omorându-i înainte să se nască. Dar au venit niște regi moderni care au legalizat omorârea copiilor. E diferență între una și alta. Una e când faci un păcat în ascuns, spre exemplu în Irlanda, avortul este interzis. Și femeile care vor să aborteze se urcă pe un vapor, ies în apele internaționale dintre Irlanda și Anglia, fac avortul acolo pe vapor, unde nu e în Irlanda, și nu sunt sub incidența legii, nu-i voie, și se întorc în țară. Oamenii găsesc metode să dribleze legea, să ofenteze, să o ocolească. De când e lumea lume unde e lege, e și încălcare de lege. Și unde e încălcare de lege, apare o lege mai aspră ca să oprească încălcarea. Fraților, atâta timp cât oamenii nu se pocăiesc, nu există nicio lege care să-i oprească în nebunia lor de a o manifesta. Poți să pui reguli, nu mai veniți cu fuste scurte, nu mai veniți descoperite, nu mai veniți să vi se vadă sânii, nu mai expuneți moda și picioarele în adunare. Tu spui, tu auzi, că cine e fără rușine, tot fără rușine este. Într-o zi o să spun cuiva, ia ridică-te un pic și ieși pe culoar să te vadă biserica. Probabil că o să ajung cândva la o metodă de genul acesta. Fraților, orice metode de genul acesta care au menirea să constrângă, să spună nu-i bine, nu-i voie, dacă le spui unor oameni care n-au respect față de Dumnezeu, oamenii ăștia se simt ofensați că le spui să fie cuminți și pocăiți. Li se pare că le iei dreptul de a fi liber și de a se exprima, de a face ce au în inimă.
De parcă casa asta e așa, un maidan, unde fiecare face ce vrea. Asta e casa lui Dumnezeu, casa asta are un stăpân. Există o gazdă în casa asta, care ne-a spus că nu putem vizita casa lui oricum vrem noi. Întreb cât de bine l-a cunoscut omri acesta pe Iehova, pe Dumnezeu, dacă el pur și simplu a relegalizat idolatria în țară, deși a fost un militar strateg, un general înțelept, un om care a dat nivel ridicat țării, dar din punct de vedere spiritual a distrus națiunea. De fapt, era aproape distrusă. Cât de mult a ținut el la cultura poporului lui, de a mixat populația evreiască cu populație sidonită, feniciană, încât oamenii aceștia au fost sufocați de tradiții diferite, de păgânism. Pur și simplu i-a amestecat pe oameni ca să-și piardă valorile creștine. Fraților, pastorii noștri, părinții noștri, familiile noastre trebuie să țină la valorile creștine. Noi trebuie să trebuie să conservăm aceste valori, nu să le mixăm cu păgânismul care ne înconjoară. Să nu e o atitudine înțeleaptă. Dacă avem astfel de conducători, ei nu sunt înțelepți. Dacă avem astfel de părinți, ei nu sunt inspirați și atenți și responsabili. În încheiere fac două afirmații. Pomenirea oamenilor păcătoși va fi veșnică și răsplata lor va fi pe măsură. Pe măsura faptelor lor. O să citesc din Mica 6:16. Aici există o amenințare teribilă pe care o spune Dumnezeu, făcând referire la domnia împăraților pe care i-am afirmat în această seară. Ascultați cum zice Domnul aici. Ei păzesc toate orânduirile lui Omri. Cine ei? Generații de oameni mai târziu. Lucrează întocmai cum a lucrat fiul său Ahab și umblă după sfaturile lor. Observați că nu le zice porunci. Când se referă la sfaturile lui Dumnezeu, niciodată nu spune sfaturi, ci spune poruncile lui Dumnezeu. Când e vorba de poruncile oamenilor, nu le mai spune porunci, le spune sfaturi. Astea sunt terminologia folosită de Biblie ca să facă diferența. De la sine, când auzi poruncă, are caracter pozitiv. Și Biblia continuă și spune, de aceea îi voi face de pomină. În România expresia asta era foarte plastică, dar înspăimântătoare. Îi voi face de pomină. Dacă Dumnezeu ajunge să se exprime așa, înseamnă că pur și simplu Dumnezeu e mânios. Îi voi face de batjocără. Nu mai imaginați-vă, un tată a fost pus în situația, evident, în Vechiul Testament conceptul de tată nu există, numai în Noul Testament, dar există conceptul de creator, de Iahve, de Dumnezeu care a dat viață. E bine, el, Iahve, Dumnezeu spune, îi voi face de pomină și îi voi face de batjocără. Nu mai imaginați-vă că oamenii aceștia au întrecut măsura răbdării lui Dumnezeu. N-au mai avut limită, n-au mai avut măsură și au pierdut capacitatea să-și ceară iertare, să se oprească din facerea răului, să pună capăt la nebunia lor. Ajunge că în trecut, spune Petru, dar oamenii ăștia trecut, din trecut fac prezent și viitor, nu se mai opresc, n-au punct, n-au virgulă. Wow! Și Dumnezeu spune, îi fac de pomine, îi fac de batjocură, am gânduri rele, vreau să-i distrug. Dacă Dumnezeu vrea să distrugă un om sau un popor, cine îl mai poate scăpa? Vai de poporul acela pe care vrea Dumnezeu să-l distrugă. Vai de familia și de omul acela pentru care Dumnezeu a ajuns la decizia de a-l distruge. Mare trebuie să fie fără de legea lui și fără limită. De aceea a venit judecata lui Dumnezeu peste regatul de nord, de aceea l-a dat pe mâna asirienilor și de aceea încercuita lor cetate până la urmă a fost distrusă. Oamenii lui Dumnezeu, în seara aceasta învățăm următoarele lucruri. Putem avea abilități extraordinare, putem fi inteligenți să sclipim în știință, să fim recunoscuți în plan comunitar, național sau internațional. Putem avea meserii în care să excelăm, nimeni să nu fie ca noi, dar din punct de vedere spiritual să fim dușmanii lui Dumnezeu. Putem fi bogați și celebri, dar din punct de vedere spiritual să fim dușmanii lui Dumnezeu și ai neprihănirii. Vă chem în seara aceasta, frații mei și surorile mele, să ne temem de Domnul și cât putem, nu doar pentru noi și casele noastre, ci și pentru alții,
să le spunem de frica lui Dumnezeu și de mânia lui Dumnezeu, dar și de dragostea Domnului Iisus, care oferă o a doua șansă. Haideți să încheiem timpul acesta de părtășie cu Domnul și cu Sfinții prin rugăciune, să stăm în picioare și să ne rugăm, Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să ne asculte rugăciunea. Amin.